Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a amendat o firmă din Deși cu peste 100.000 de lei pentru că nu a încheiat contracte individuale de muncă celor 143 de persoane pe care le-a primit la muncă. În urma controlului efectuat la SC Ariflorex SIMSRL de către inspectorii ITM Cluj, aceștia au constatat că societatea comercială a încălcat dispozițiile imperative ale Codului Muncii, primind la muncă 143 de lucrători pentru care nu a încheiat contracte de muncă anterior începerii activității. De 26 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a finalizat controlul efectuat la societatea Ariflorex SIMSRL cu sediul în Deși, societate care desfășura activitate de agent temporar de muncă fără a fi autorizată în acest sens. Între această societate și o societate comercială din județul Hunedoara, în calitate de beneficiar, există încheiat un contract de punere la dispoziție pentru un număr de lucrători pentru activități privind industria auto. Deși societatea Ariflorex SIMSRL nu este autorizată să desfășoare activități de agent temporar de muncă, aceasta a primit și a pus la dispoziție beneficiarului un număr de 143 de lucrători, cărora nu le-a încheiat contracte individuale de muncă. Societatea a încălcat astfel dispozițiile Codului Muncii, fapt pentru care ITM Cluj a aplicat amenda maximă de 100.000 de RON. De asemenea, SC Ariflorex SIMSRL desfășura activitate neautorizată de agent temporar de muncă. Pentru această încălcare a legii s-a aplicat amendă de 10.000 de RON, astfel totalul amenzilor aplicate societății fiind de 110.000 lei.